Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și în urmă cu câteva zile v-am prezentat pe Calimero. După cum vă spuneam, Calimero este un personaj dintr-un desen animat foarte renumit ani în urmă aici în Italia. Am văzut că acest puișor a plăcut, dar dacă ar fi executat într-o altă culoare. De aceea, astăzi am decis să încep tutoriale cu Calimero. Cred că în total, cred că voi divide în două, pentru că este foarte mult de lucru, voi face două tutoriale și astfel că împreună vom reuși să lucrăm acest micuț puișor. Dar înainte de a începe să lucrăm, aș dori foarte mult să mulțumesc tuturor fetelor, doamnelor, care s-au înscris pe grupul de Facebook și tuturor celor care s-au înscris pe canalul de YouTube. Știu că de foarte multe ori poate așteptați noutăți de la mine. Însă vreau să vă spun că, având în vedere serviciul pe care îl fac, care este, mă ține foarte, foarte mult ocupată, dar și probleme de sănătate pe care le am, nu în fiecare săptămână voi reuși să fac, sau până acum, cel puțin nu am reușit să fac în fiecare săptămână două tutoriale, să fiu prezentă. Încerc să fiu foarte prezentă pe grupul de Facebook. Vă citesc toate comentariile, urmăresc tot ceea ce dumneavoastră postați. Faceți lucrări foarte frumoase și eu sunt foarte mulțumită că sunteți alături de mine, că facem parte din acest grup și sper că veți înțelege că pentru câtva timp, nu lung, în anumite săptămâni, nu vor fi două tutoriale. Voi recupera, pentru că, după, așa cum vă spuneam, am probleme de sănătate pe care trebuie să le rezolv. Dată fiind spuse toate acestea, aș dori să începem să lucrăm puișorul nostru, Calimero, dar în versiune românească. De aceea, eu voi folosi, în sfârșit am reușit să găsesc acril aici, filatul de acril 100%, și voi folosi culoarea galbenă pentru corpușorul lui Calimero, culoarea albă pentru cățuliță și o culoare, un galben mult mai închis pentru a face ciocul și piciorușele. Dată fiind spus acestea, să începem să lucrăm. Voi folosi un croșet cu o dimensiune de 2,5 cm. Mi-este foarte greu să găsesc aici o croșetă cu care să lucrez eu bine. După cum vedeți, firul de acril este gros. Acum nu pot să fac o comparație între firele cu care lucrați dumneavoastră acasă, pentru că nu le cunosc, dar eu aici asta am găsit, cu acesta voi lucra. Și acum pur la treabă, voi îndrepta camera în jos și sper că să se vadă ceea ce eu voi lucra. Deci vom începe prin a face cercul magic, iar în interiorul acestuia vom lucra 6 piciorușe foarte scurte.
sper să mă descurc cu acest croșet. Mi este foarte, foarte greu să găsesc un croșet care să-mi ofere manualitatea de care eu am nevoie. Deci am reușit două. Acum vom închide cercul magic, cum se închide de obicei, cu piciorul cu fir alunecat, scuzați. Așa. Iar următorul pas pe care îl vom face va fi să înmulțim. Deci vom înmulți în fiecare ochi. Voi pune acest fir pentru a delimita rândurile și dumneavoastră va trebui să folosiți ceea ce aveți pentru a separa rândurile. Și deci vom începe prin a înmulți în fiecare rând, astfel la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe foarte scurte. Deci unul există deja. Să spun. Vom face. Sper să se vadă. Unul. Doi. Apoi vom continua următorul rând. În următorul rând, rândul numărul 3, vom lucra un ochi normal, picioruș foarte scurt, iar în al doilea vom dubla, vom face două piciorușe foarte scurte. Astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe foarte scurte. Eu voi lucra încet, dar și voi explica tot ceea ce realizez. Astfel dumneavoastră veți înțelege mult mai bine. Așa cum vă spuneam, continuăm, un not îl vom lucra normal, iar al doilea vom înmulți. Până când la capătul rândului vom avea 18 piciorușe foarte scurte. Acesta este căpușorul puișorului, cred că am menționat la început. Siguranță va fi nevoie să fac două tutoriale, pentru că este destul de
de lucru și un tutorial foarte scurt și în care nu se explică prea bine, nu cred că ajută pe nimeni. De aceea voi despărți, voi face două tutoriale. Deci când am ajuns aici, la capătul rândului, noi deja vom avea un număr de 18 piciorușe foarte, foarte scurte. Vă rog ca și dumneavoastră să țineți evidența rândurilor. Aceasta ne va ajuta foarte mult. Vom continua prin a lucra două piciorușe foarte scurte. Iar în al treilea vom executa două piciorușe. Deci vom dubla. Vom lucra așa până la capătul rândului. Când vom ajunge la capătul rândului, vom avea un număr de 24 de piciorușe foarte scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, deci avem 24 de piciorușe foarte scurte. Vom continua prin a lucra 3 piciorușe foarte scurte, iar în al patrulea vom dubla. Deci vom face 1, 2, 3, în al patrulea vom executa 2 piciorușe foarte scurte și vom reîncepe 1, 2, 3. Iar în al patrulea vom executa două piciorușe foarte scurte. Vom continua așa pentru tot rândul și la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe foarte scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Adesso vom continua prin a lucra 5 piciorușe foarte scurte, iar al șaselea vom dubla, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 42 de piciorușe foarte scurte. 3, 4, 5, sper să nu ies din cadru. 6-lea am dublat și vom continua așa pe tot parcursul rândului. 1, 2, 3, 4, 5, iar al 6-lea vom dubla. Ne vom întâlni la sfârșitul rândului. În acest moment am realizat deja 42 de piciorușe foarte scurte. De acum
vom face 7 rânduri egale. În fiecare rând vom avea 42 de piciorușe foarte scurte. Deci vom realiza 7 rânduri. Vom pune de fiecare dată firul nostru care ne va ajuta să ne orientăm și vom ține cont foarte bine de rândurile pe care le facem. Deci vom lucra fără să mulțim, fără să scădem, în mod normal, 42 de ochiuri, 7 rânduri. În felul acesta vom ajunge, să spunem, aproape la, vom ajunge la jumătatea căpușorului. Deci vom continua în acest mod pentru 7 rânduri. Întâi să studiez o modalitate în care să se vadă mult mai bine în momentul în care lucrez cu culori deschise. Pentru că știți foarte bine că am filmat foarte mult timp cu telefonul. Acum este momentul în care mă obișnuiesc cu noua tehnologie, să spunem așa, cu camera, cu totul, lucrând, vorbesc cu dumneavoastră, vreau să vă spun de ce acel puișor este negru, de ce se cheamă Calimero. În timpul în care noi eram copii, care aveți mai mult sau mai puțin vârsta mea, în fiecare seară urmăream înaintea telejurnalului, dacă vă amintiți foarte bine, desenul animat Mihaela și Azorel. În aceeași perioadă de timp, aici era ca desen animat Calimero. Acest puișor s-a născut, a ieșit din nou un puișor normal, dar s-a murdărit cu cerneală și astfel a devenit negru. De aceea toți se levitau, toți fugeau de dânsul, pentru că era închis la culoare. Dar cu toate acestea, el a crescut mare, și când cineva râdea de el, el spunea întotdeauna, eu nu sunt negru, sunt doar murdar. Astfel au ajuns, deja un rând l-am efectuat, s-a făcut și reclamă la detergent cu Calimero. În acel timp, în sfârșit, de aceea puișorul este negru. Am început deja al doilea rând. Și vom continua așa. Până când vom face 7 rânduri. Noi ne vom întâlni în momentul în care vom termina cele 7 rânduri. Vom continua. Pe cine vom întâlni după ce executăm cele 7 rânduri?